Implementarea acestui proiect, care înlocuiește fișa tradițională, va începe din această toamnă și trebuie finalizată în 24 de luni. Toate datele legate de serviciile medicale de care a beneficiat, numărul de internări, medicamente sau operații vor figura în dosarul medical al bolnavului. Este a doua săptămână când avem în fiecare săptămână câte un angajat de la IT. Sunt cursuri făcute la București cu toate casele județene. Programul, din ce am văzut, se va încheia undeva în lunile septembrie-octombrie, programul de cursuri. Probabil că după ce se vor finaliza aceste cursuri, va începe o perioadă de implementare. Oricum înseamnă că programul a început și să sperăm că spre sfârșitul anului chiar vom avea primele rezultate care să fie chiar vizibile pentru asigurații. În dosarul electronic vor fi stocate toate informațiile pacientului și ar putea fi accesate ori de câte ori este nevoie din orice unitate sanitară sau farmacie. Acest sistem electronic nu va funcționa fără cardul de sănătate care trebuie distribuit la toți asigurații. Oricum, sistemul nu va funcționa fără card și fără una din cele două componente, dar odată implementat dosarul va fi și mai ușor de umblat cu cardul electronic și în sensul în care datele care le vom avea din utilizarea cardului se vor introduce automat în acest dosar electronic. Valoarea contractului este de 1,3 milioane de lei, iar durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, finanțarea fiind europeană.